CSU Craiova FCSB în această etapă cu numărul 11 se joacă pe o suprafață de joc care arată foarte bine, este un gazon refăcut pentru că iată arena este redată fotbalului după 5 săptămâni de pauză. Angajarea lui Pap și iată-l pe Compagno cu un șut moale. Iată-l pe Pap, atacat, încearcă lungul de linie, minge interceptată de Olaru, pasă excelentă a lui Olaru din prima pentru Compagno. Bătăjelu preferă centru, excelentă, pasă în adâncime, centrare și respinge de acolo Crețu. Încă o dată intervenția salvatoare a lui Crețu, dar avem aici o problemă. Haruț îl doboară pe Marcovici pentru Florescu. Iată-l pe Marcovici încercând să intervină și un balon care ricoșează cât se poate de bine pentru Crețu. Apără Târnovanu. Prima intervenție foarte bună a lui Târnovanu. Haruț o mai comite o dată și trimite o pasă de gol pentru Crețu. Iese la timp Târnovanu. Crețu aleargă de la un adversar la altul și iată-l acum pe Tam. Tam întors pe toate părțile. Penalti! Penalti comis de Tam după ce s-a jucat cu el Marcovici. Cartonaș galben primit de Ionas Tam. Îl împinge. Îl pune mâna pe Marcovici, îl împinge. Cad amândoi. Arbitrul și așa avea o, să zicem că avea o datorie față de Craiova de la acea intrare a lui Haruț asupra lui Marcovici. Și este gol! Înscrie Nitrea, minutul 32. CSU Craiova 1, FCSB 0. Luând aici consecințele acestui pressing făcut incorrect, hazardat, pressing în urma căruia FCSB practic a primit gol, pentru că nu l-a făcut bine, pentru că Craiova a avansat. Minge pe dreptul, centrarea lui Cordea cu dreptul, un luft. Compagno, cade arbitrul, vine șutul în blocaj și este 11 metri faultat Compagno. Scoală la timp. Se lovesc cap în cap cei doi. Este iritată. Ia să vedem aici. Compagno se îndreaptă spre balon, șutează și înscrie, trimite bine, trimite plasat, lângă bară, Lazar. Ghicise colțul, dar Compagno a șutat foarte bine și iată-l pe italian înscriind a doua oară împotriva celor de la CSU, făcut-o împotriva celor de la CSU, pe când juca pentru FCSB, cealaltă echipă a Craiovei. Iată-l pe Lazar întinzându-se după balon. Foarte bună pasa! Și apără Târnovanu din nou în fața lui Alexandru Crețu. Ce fază reușită a Craiovei! Craiova, Compagno este libero și o reluare cu capul în transversală a lui Marcovici. Radunovici, Radunovici care are galben. Iată încă o dată reluarea splendidă cu capul a lui Marcovici. Ajung, sunt trei jucători de la FCSB acolo, niciunul nu reușește să îl împiedice pe Marcovici să trimită cu capul. A ieșit prost Radunovici la mingea asta. Centrare, lovitură de cap și autogol! Ce autogol de senzație a lui Waida! Waida, capul meu, ce autogol a putut să-și dea mijlocașul lui FCSB la o greșeală în lanț. Greșeală care mai întâi a fost comisă de Radunovici. Radunovici s-a scos din joc pur și simplu, apreciind greșit traiectoria balonului. Și iată că Mirel Rădoi beneficiază de data asta de un autogol. Etapa trecută, Găman și-a băgat-o singur în poartă. Da, Waida e lovit de minge, nu pot să-i reproșez mare lucru. Devierea
lui Markovic. Trimite mingea în genunchiul lui Wydă și de acolo mingea se duce plasat acolo unde Târnovanu nu poate interveni. 2-1 pentru CSU. Mingea ajunge în flancul drept la Crețu. În concentrarea lui Crețu, foarte bună, și un volei ratat din flancul stâng de Tavi Popescu. Domnilor, 3 centrări toate bune date de Crețu. Iată, de la limita terenului, balonul traversează careul mic și ajunge în poziție foarte bună pentru Tavi Popescu. Șut cu dreptul și ratare mare a decarului FCSB. Nistor poate centra, pasează la Bancu. Bancu trece de Daua. Bancu! Lovitură de cap ratată de Vătăjelu. Minge trimisă peste. Fază de atac exemplară, exemplară a lui Vătăjelu. Nistor, Bancu, Bancu trece de Daua și apoi centrează plonjonul lui Vătăjelu. Ar fi fost într-adevăr un gol prea frumos. Daua alături dintr-o poziție incredibil de bună. Ce ratare a lui Daua. Centrarea a fost excelentă. Centrare venită, dacă nu mă înșel, de la Olaru. Fentă și apoi minge așezată pe capul lui Daua. Incredibil cum poți să ratezi din acea poziție. Oricum e meritul lui Daua că ajunge la finalizare. A fost împins un pic.